Când, cu câtva timp în urmă, auzeam că această superbă casă din piața Cantacuzino s-a cumpărat. Mă gândeam că ea, operă arhitectului Petre Antonescu, va deveni, cum s-a întâmplat cu foarte multe asemenea clădiri istorice, un restaurant de lux. Și iată, surpriza este că în locul unui asemenea stabiliment care a umplut Bucureștiul, avem de-a face cu un muzeu, un muzeu al unei fundații, o fundație care are un nume de rezonanță, mă spune eu, europeană. Și fără exagerare, Le Vendal reprezintă indiscutabil un artist care prin întreaga sa operă se încadrează în perimetrul spiritualității românești, care reprezintă însă o formulă educațională de formare, de intrare în lumea artelor ce ține de Rusia, dar care prin rădăcinile sale, familia baronului Le Vendal descinde dintr-un rege danez, și asta nu e un lucru oarecare. Ei bine, prin descendență ține de vestul Europei. Cum se îmbină toate acestea? Cum le găsim întrupate într-o lucrare cum este aceasta? Sau în cele care, iată, decorează pereții superbei case de care vorbeam? Expoziția pe care o vedem este indiscutabil o expoziție extrem de interesantă și copleșitoare dintr-un anume punct de vedere, pentru că iată, alături de lucrări în ulei, pasteluri, desene, avem și numeroase reproduceri, alte desene, o întreagă arhivă care ar trebui clasată, pusă în ordine, valorificată, pentru că Le Vendal, George, baron Le Vendal, n-a fost numai un pictor. Un pictor care, spre pildă, ne redă peisaje cu o deosebită aplicație, cu o deosebită
sensibilitate și, a zice eu, participare. Ci ne oferă, iată, o întreagă gamă de portrete cu valoare antropologică, a spune. Pentru că dincolo de trăsături, care amintesc undeva de expresionismul secolului 20, dar aici, să știți că am o părere ușor distinctă. Uitați, am în față un album care se cheamă Van Gogh și expresionismul. Bun. Löwenthal și avantgarda secolului 20. Bun. Dacă există o avantgardă a secolului 20 și toți am învățat și toți am ajuns să o și categorisim ca atare. Post-impresionism, impresionism, expresionism, cubism, suprarealism, onirism, etc., etc. Bun. Dar atunci garda precedată, depășită, mergând în față avangarda, garda care este? Armata, a cărei avangardă se numea, așa cum am mai spus. Armata aceea, cum se cheamă? Tot artă. Ori aici începe o discuție care poate să însemne, din punctul de vedere al abordării creativului, un spațiu extrem, extrem de interesant, pentru că, vedeți, Löwenthal ne oferă o fișă antropologică a timpului său, a spune eu. O fișă în care nu numai fizionomiile, nu numai tipurile, ci și caracterele sunt văzute și atitudinile pline de demnitate, de înțelepciune reținută. Toate acestea reprezintă, a spune eu, mult mai mult decât încadrarea, să zicem, în expresionismul de factură austriacă sau germană, așa cum de regulă, de regulă și nu greșit, repet, nu fără nicio greșeală, poate fi încadrat.